Pace vouă, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Sunt onorat să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și astăzi vom continua această frumoasă călătorie la care am pornit săptămâna trecută. O călătorie în care să înțelegem cartea lui Daniel. Este o vreme periculoasă în întreaga lume, este o vreme în care societatea noastră are valori care nu mai conțin acele elemente pe care Dumnezeu le-a împământenit la început în noi. Valori morale, valori nespirituale, adesea menite să ne pună la îndoială credința noastră în Dumnezeu. Ei bine, vom învăța în parcursul acestui studiu modul în care Dumnezeu răspunde atunci când îl cauți cu adevărat și modul în care îți explică cuvântul său atunci când vrei să-ți ghidezi viața după el. Suntem invitați așadar să ne identificăm cu mentalitatea acestui om măreț al lui Dumnezeu, un om despre care nu s-a spus nimic rău, așa cum a fost cazul lui Iosif. Cei doi oameni despre care nu este în Biblie nimic îndoielnic, greșit, nu este despre ei spus nimic care să-i pună într-un cont de umbră. Nu înseamnă că n-au fost păcătoși, ci înseamnă că și-au dat silința să aibă o viață extraordinară. Vom descoperi împreună modul în care Dumnezeu lucrează prin profetul său Daniel și cum poate lucra și prin tine și prin mine. În ultimele două întâlniri, așadar, am vorbit despre modul în care acest om, pentru că și-a pus inima la dispoziția lui Dumnezeu, a ajuns să fie primul ministru al Imperiului Babilonian și apoi a fost ridicat în cea mai înaltă funcție în Imperiul Medo-Persan al Mezilor și al Persilor. A fost un om a cărei personalitate este întipărită pe întreg parcursul Bibliei. A fost luat ca și exemplu și chiar Domnul nostru Iisus Hristos îl citează și ne sfătuiește să avem grijă la modul în care ne cadrăm pașii în înțelegerea profețiilor. El ne spune că de Daniel depinde înțelegerea acestor aspecte. Este autentificat așadar de Domnul nostru Iisus Hristos. Este pus în aceeași categorie cu Noe și cu Iov, vezi Ezechiel 14 cu 14, pentru că a avut un discernământ ireproșabil, de la vârsta de 14-15 ani, captiv în Babilon, până la sfârșitul vieții sale a demonstrat discernământ spiritual. Nu s-a lăsat compromis, nu s-a lăsat atras de direcțiile nepotrivite ale vieții. A avut o rezistență fantastică la rău. Vedeți voi, a avut acea putere de a da glas angajamentului, un angajament de a-L sluji pe Dumnezeu pe tot parcursul vieții sale. A avut curaj și vom învăța astăzi modul în care demonstrează curaj în fața celui mai mare despot al istoriei, înțelegând prin titlul acesta, despot, un om de o răutate înfiorătoare care calcă pe cadavre doar ca să ajungă sus. Daniel a avut determinare, a avut smerenie, a știut să recunoască meritele lui Dumnezeu și să nu și le însușească și veți vedea modul în care cei din mentalitatea babiloniană, în speță Arioch, cel despre care vom discuta puțin în această după-amiază, nu a pus în practică dreptul său. Veți vedea că așa suntem și noi adesea, cuprinși de mentalitatea lumii, uităm cine este de fapt în autoritate, și anume Dumnezeu. Daniel a avut simțul acesta al moralității, al discernământului, sensul bun al vieții, dacă aș putea să spun lucrul acesta. De unde l-a învățat? Ei bine, din casa lui. Părinți, învățați să vă creșteți copiii în frică de Dumnezeu. Învățați-i pentru că ceea ce se întipărește acum în ei, cu asta vor merge toată viața lor. Ei bine, acestea fiind zise, haideți să mergem direct în ceea ce ne interesează pe noi astăzi și să parcurgem visul unui rege. Este vorba despre Nebucadnețar
și despre modul în care Nebucadnețar lucrează în capitolul 2. Nu putem însă să plecăm la drum fără a ne aduce aminte una dintre mostrele de mentalitate cu care vreau ca voi să plecați de aici. Și dacă nu ne vom mai vedea vreodată, măcar cu atât să rămâneți. Dacă vă uitați pe ecran și analizați, este scris în Faptele Apostolilor, acolo eu am schițat pentru voi ceea ce se găsește în capitolul 17, versetul 11, și anume faptul că acei iudei din Berea erau cu o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, pentru că ei primeau cuvântul cu toată râvna, cercetau scripturile însă în fiecare zi ca să vadă dacă ceea ce li s-a spus este exact așa cum scrie Biblia. Vedeți voi, aici este marea problemă a noastră, a oamenilor moderni, este că suntem purtați de filozofii într-o parte și în alta. Ceea ce veți auzi în aceste aproape 20 de sesiuni, unele dintre informații vor fi aproape asemănătoare cu cele din teoriile conspirațiilor. Nu sunt însă așa. Vor fi elemente veridice care vă vor arăta cum funcționează de fapt istoria aceasta. Fiți însă foarte atenți și cercetați dacă ceea ce se spune și vi se spune este exact așa cum este. Ca să ne cadrăm bine însă în ceea ce ne interesează pe noi, haideți să dăm citire primului verset. În anul al doilea al domniei lui Nebucadnețar a avut niște visuri acest împărat. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Remarcați primul aspect interesant. Vă aduceți aminte că duminica trecută noi am pus accentul pe faptul că în momentul în care babilonienii i-au luat captivi în anul 606 pe primii dintre evrei, printre care și Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, i-a pus deoparte ca să-i școlească timp de 3 ani de zile și apoi să-i pună în slujbele de înaltă ținută ale împărăției. Practic, dacă ești atent la primul detaliu al capitolului al doilea, vezi că nici măcar nu s-a împlinit vremea în care să intre în slujbă, să iese așadar din școală, că dintr-o dată se întâmplă ceva. Așa se întâmplă și cu noi pocăiții. De multe ori avem senzația că Dumnezeu ne pregătește pentru un lucru și din nefericire n-apucăm să terminăm ceea ce am fost pregătit să facem, că dintr-o dată vine ispita. Satana știe cum și când să lovească și el, dar Dumnezeu are pregătit un plan de rezervă întotdeauna. Important e ca tu să-i rămâi credincios. Mergem mai departe. Împăratul a poruncit atunci să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i supună unui test. Aceștia din urmă să-i spună ce a visat. Atunci ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Nu pot merge mai departe până când nu ne vom cadra în istorie. Ca să înțelegeți din nou ce s-a întâmplat. Dacă vă aduceți aminte, am făcut data trecută o cronologie istorică și ne-am adus aminte că în anul 612, înaintea erei noastre, Ninivele s-a aliat cu Babilonul și cu împărăția Mezilor și a Persilor. Apoi în anul 609 are loc acel element interesant, dar și ciudat din Biblie, în care faraonul Neco, un faraon etiopian, pleacă la luptă împotriva Asiriei, Iosia atunci a ieșit la luptă împotriva lui și mulți oameni nu înțeleg de ce. Noi am presupus că motivul principal era recuperarea chivotului care fusese transportat în Egipt, în ceea ce se numea la vremea respectivă în lumea lărgită, insulele Elefantin. Pe mine mă interesează însă să țineți minte următoarea linie pe care v-am prezentat-o atunci, și anume faptul că în anul 606 are loc bătălia de la Carchemish. În momentul acela, faraonul Neco pierde și Babilonul nu mai este doar un oraș, ci devine imperiu. În momentul acela, fiul lui Nabopolasar, de ce vă dau toate aceste date istorice, este pentru că veți găsi mereu argumente din partea oamenilor istorici care spun că noi în Biblie nu avem argumentele potrivite.
și că este de fapt o făcătură această carte, pentru că istoria ne spune altceva. Ei bine, Nabopolasar a fost de facto împăratul orașului stat numit Babilonia, care imediat după ce are loc primul asediu asupra Ierusalimului, anul 606, înainte erei noastre, Nebucadnețar, care la vremea aceea era împăratul, era fiul împăratului Nabopolasar, era general de armată, se duce în Babilon pentru ca să-și înmormânteze tatăl și devine rege. De ce v-am spus asta? Pentru ca să ne cadrăm corect în ceea ce ne interesează pe noi. Așadar, în anul 604, între 603 și 604, spun istoricii, se întâmplă acest eveniment al visului lui Nebucadnețar. În istorie sunt câteva fluctuații cu privire la datele exacte, pentru că mereu au fost debate-uri despre anul în care s-a sfârșit sau a început un imperiu. Dar marjele acestea de eroare nu ne interesează în mare parte pe noi. Ceea ce este interesant este că undeva în jurul anului 604-605 înaintea erei noastre, Nebucadnețar are o idee, și anume vrea să se descotorosească de toți sfetnicii cu care se înconjurase tatăl său Nabopolasar. Ghicitori, necromanțări, vrăjitori, cei care chemau morții și tot felul de elemente din acestea care vin din lumea ocultă, în care babilonienii erau extrem de bine, între ghilimele, pregătiți. De unde am această idee că Nebucadnețar și-a dorit de fapt să scape de acești sfetnici? Ascultați, vă rog, împăratului i-a pierit somnul. A avut niște visuri și i-a pierit somnul. A poruncit apoi să-i cheme și le-a zis așa, versetul 3, fiți foarte atenți. Le-a zis, am avut un vis, Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acesta. Haldeii au răspuns atunci împăratului în limba aramaică. Vă aduceți aminte, apropo, opresc cititul aici, vă aduceți aminte că v-am spus că această carte este scrisă în două limbi? De la capitolul al doilea până la capitolul al șaptelea, ea este scrisă în limba arameilor, în limba aramaică. Tot ceea ce veți vedea de aici înainte este așadar adresat în speță neamurilor. Vă aduceți aminte de expresia? Până se va, Ierusalimul va fi călcat în picioare până se va împlini vremea neamurilor? Știți că sunt mulți dintre noi care nu știu de fapt care este vremea neamurilor conform Luca. Ei bine, de aici începe, de la Nebucadnețar. Din momentul în care Nebucadnețar ajunge împărat. Interesant că tot ceea ce se va adresa neamurilor pe linie profetică, în cartea lui Daniel este scris în limba aramaică, nu în limba ebraică. Și tot ceea ce îl va privi pe Israel, din punct de vedere profetic, coincidență sau nu, este scris în limba ebraică, în paleohibru, de fapt, în limba ebraică veche, nu limba care se vorbește acum în Israel. Atunci i-au zis haldeii, într-adevăr, veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și noi vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat atunci arăși cuvântul și le-a zis haldeilor, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Am încheiat citatul. Vă aduceți aminte ce v-am spus data trecută, și anume că avem de-a face cu un despot. Un despot care știa foarte bine cum să-și subsidieze concurența sau pe cei cărora nu vrea să le dea niciun favor. Pe unii îi făcea bucăți, pe alții i-a prăjit în foc, pe alții veți vedea în capitolele următoare, i-a aruncat în cuptorul cu foc. Și așa mai departe.
Revin la versetul, din versetul 6 de aici. Dar dacă veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri de mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tâlcuirea lui. Ei au răspuns a doua oară, să spună împăratul robilor tăi visul și îl vom tălmăci. Atunci Nebucadnețar a luat iarăși cuvântul și a zis, văd cu adevărat că voi voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Expresia în limba ebraică aici este pentru că voi credeți că lucrul acesta mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți, să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, fie îmi spuneți visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Fie o să fiți cu toții scurtați de un cap. Atunci haldeii au răspuns împăratului, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare, de puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor sau cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, în afară de zei, de Dumnezei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare, a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și au căutat și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Am încheiat citatul. Să știți că astăzi vă voi prezenta pe parcurs, treptat, toate aceste elemente citindu-le, ca să puteți să înțelegeți nu doar narativul cărții Daniel, apropo, ați văzut când începi să faci o lucrare bună, vedeți cum răgnește cel rău. Rugați-vă pentru oameni de genul acesta. Ca să înțelegeți așadar narativul, va trebui să vă și explic în paralel modul în care au fost scrise lucrurile. Pentru că altfel, când vom ajunge la elementele mai grele, nu veți putea să le înțelegeți. De ce au fost scrise, de ce au fost puse și așa mai departe. Remarcați aici în textul nostru faptul că avem de-a face cu un împărat înconjurat de sfetnici pe care vrea să-i pună la încercare. Din rândul lor, însă, îl avem și pe Daniel și pe prietenii lui. De ce este important lucrul acesta? Pentru că, aparent, în viața ta s-ar putea ca la un moment dat să-ți vină gândurile acestea. Doamne, mi-am dat toată silința să fac lucrarea ta și acum iată ce năpastă a venit peste mine. Exact când mi-am pus în minte să fac lucrarea ta, mi-am pierdut banii. Mi-am pierdut casa, mi-am pierdut familia. Satan știe când să te lovească și va face tot ce vrea și tot ce poate ca să te dea jos de pe soclul pe care tu credeai că ești. Nu îți pierde însă speranța. Indiferent cât de tare va răgni cel rău. Ați văzut pe stradă oameni care accelerează motocicletele lor. Cât de tare pot. Ei cred că fac un bine. Câți dintre voi nu sunteți la fel? Câteodată accelerați pe stradă. Este cineva cu motocicletă pe aici? S-ar putea ca și voi să fiți în postura în care au fost cei de afară, să faceți un pic mai tare și iată că stricați lucrarea lui Dumnezeu în momente în care nici măcar nu știți că se face lucrarea lui Dumnezeu pe lângă voi. De aceea vă spun, Satana se folosește de orice prilej, de orice mijloc, de orice scop. Și așa s-a întâmplat și aici. A ieșit hotărârea, înțelepții atunci au înțeles că vor fi omorâți, dar au spus un lucru și vreau să fiți foarte atenți la el. Și anume, vă aduceți aminte, apropo, de ce a spus marele preot al Israelului, mai bine este pentru noi să moară un om decât să piară tot poporul? Câteodată, fără să-ți dai seama, s-ar putea să prorocești în numele Domnului. Asta nu înseamnă că ești un om bun și pus deoparte.
Asta nu înseamnă că ești un om extraordinar în calea lui Dumnezeu. Așa au făcut și ei. Nu este nimeni pe acest pământ care să spună ce vrea împăratul. Cumva Dumnezeu a lucrat de așa manieră încât să fie sigur că în momentul în care Daniel va ajunge sus, în momentul acela nimeni nu-i va putea contesta decizia. Și merge mai departe. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată și i-a zis lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a zis atunci lui Daniel cum stau lucrurile. Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Vedeți cât de curajos este acest om al lui Dumnezeu? Tu cum ești când dai nas în nas cu necazul? Te duci să iei taurul de coarne? Sau îl lași pe celălalt de lângă tine să facă lucrarea? Apoi Daniel s-a dus în casa lui, mare atenție, și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Primul lucru pe care trebuie să-l faci și pe care trebuie să-l fac atunci când trecem prin probleme. Cere ajutor. Nu te arunca singur în luptă cu vrăjmașul. Cere ajutorul prietenilor tăi ca să te sprijine în rugăciune. Nu-ți fie rușine să le ceri, să te ajute, să te sprijine. Nu-ți fie rușine să le ceri. Pentru cei care ne urmăriți în mediul online, să știți că lumea e mai zăpăcită aici în Marea Britanie și îmi doresc din suflet să nu fie românași de ai noștri, că ei câteodată sunt mai așa, da? Dar voi sunteți atenți la lecție, lăsați-i pe ei să-și facă roaring. Apropo, să știți că aveți posibilitatea, cei de la ordine, să chemați, da? Chemați forțele de ordine, pentru că ei n-au voie să facă așa oricum în public. Daniel s-a dus în casa lui și a cerut ajutorul. Ce faci tu când treci prin probleme? Cere ajutorul prietenilor tăi? Frate, ajută-mă să trec mai departe, ajută-mă să mă rog, sau te cufunzi în stres, în anxietate, în probleme și ai senzația că nimeni nu te poate ajuta. Dumnezeu te aude și de aceea ți-a dat și prieteni. Mai departe, le-a zis, haide să-i rugăm să cerem îndurarea Dumnezeului cerurilor și a pământului pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina aceea într-o vedenie, în timpul nopții, și atunci Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Eu vă întreb, care ar fi șansele acestea să se întâmple într-o lume non-creștină? Efectiv, un om să viseze el sau să îi se descopere lui ce a visat o terță persoană într-o noapte oarecare și apoi nu doar visul, ci și ceea ce vrea Dumnezeu să transmită acelui om. Vedeți, avem de-a face așadar cu un element unicat. Mai departe, Dumnezeu a luat atunci cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea, el schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeule, părinților mei, te slăvești și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și m-ai făcut cunoscut. Și mi-a arătat ce ți-am cerut noi, că și ne-ai descoperit taina împăratului. O altă lecție pe care vreau să o înveți. Cât de mult îi ceri lui Dumnezeu și apoi cât de mult îi mulțumești. Sau poate că și tu și eu suntem adesea în ipostaza aceea în care după ce ni s-au împlinit cerințele, uităm să mai mergem și să-i spunem, Doamne, de fapt, ție ți se datorează totul.
Acum, fiți atenți la ceea ce se întâmplă mai departe, pentru că arată cumva o discrepanță între un credincios autentic și un credincios, hai să spunem, fals. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului, s-a dus și a vorbit așa. Nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa. Am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Ați văzut cum spune Arioc? Am găsit. El, săracul, tremurase de frică și nu știa ce o să-l aștepte. Împărate, am găsit. Vedeți diferența dintre un om autentic al lui Dumnezeu și un om contrafăcut? Un mic test pentru voi. Cât de des vă însușiți meritele după ce ați ajuns cu sați în căruță? Cât de des, dintr-o dată, considerați că doar vouă vi se datorează aceste elemente? Eu știu, poate sfințeniei extraordinare, poate faptul lui că Dumnezeu are pentru voi un canal mai special decât cu ceilalți deschis, poate pentru că voi vă rugați mai mult decât ceilalți. Câți dintre voi vă considerați, fără să le ziceți celorlalți, doar așa în mintea voastră, mai special spiritual decât toți ceilalți? Știți că sunt mulți dintre noi care cad în această capcană? Mie totul merge bine pentru că sunt un credincios. Ei sau lui nu-i merge bine pentru că păcătuiește. Dacă gândiți astfel, vă însușiți lucruri care nu sunt drepte. Pentru că dreptatea este doar a lui Dumnezeu și lui se datorează totul. Împăratul, revin la citire, a luat atunci cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar: ești tu, Daniele, în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Sesizați cu câtă finețe vine cel rău. Dintr-o dată încearcă să schimbe paradigma ca să-l determine pe Daniel să-și însușească puțin din merite. Ești tu în stare? Atunci Daniel i-a răspuns: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vederile pe care le-ai avut în patul tău. Și mă opresc puțin aici. Ați văzut aici o enumerație de tot felul de oameni, cititori în stele, vrăjitori, înțelepți, caldeieni. Toate acestea sunt funcțiuni, sunt roluri, sunt meserii pe care acești, așa zis, sfetnici și le atribuiseră. Împărate, vezi tu, a zis Daniel, tu ne ceri nouă niște lucruri care nu le poate omul face, dar ca să înțelegi că există în ceruri un Dumnezeu care chiar poate face aceste lucruri, îți voi spune și visul și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău și mai mult, am să ți le spun și să ți le enumer. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta mie, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci doar pentru că a trebuit să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Am încheiat citatul. Vedeți un Daniel care nu își asumă ceea ce nu-i aparține. Gândește-te că el stătea în fața celui mai mare imperator care a fost vreodată în această lume și veți vedea pe ce mă bazez. Cel mai puternic, cel mai bogat,
Se spune că a avut într-atât de mult aur Nebucadnețar, încât și-ar fi putut îmbrăca toată armata, toată populația, în aur de jos până sus. Se spune că a avut atât de multă bogăție, încât argintul sau toate celelalte elemente erau doar ca praf și ca țărână în mâna lui. Gândește-te că stai în fața lui și că vrea să-ți câștige, să te câștige de partea lui. Nu ești tentat, nu ești tentată măcar puțin să umbli la butonul cu, hai să spunem, tentații de a fi și tu cineva? De a te da puțin în spectacol, de a-ți câștiga măcar un avantaj, scurt sau mic. Sunt ferm convins că ai dori să o faci. Și eu aș dori să o fac. Pentru că noi, din nefericire, suntem într-o generație care asta dorește. Să iese în evidență. Vedeți ce se întâmplă afară acum. Știți că pe unul se înfoaie când vrea să atragă asupra lui privirea. Maimuțele în junglă țipă și fac tot felul de zgomote când vor să atragă asupra lor atenția. Papagalii cântă tot felul de sunete când vor să atragă asupra lor atenția. Toate ființele vor să facă asta. Drept dovadă că noi, generația aceasta modernă, am ajuns din nou la statutul acesta nedrept de maimuțe, papagali și tot felul de viețuitoare care gândesc ca și primatele, vor să atragă atenția asupra lor, nu mai gândesc. Știu că e un pic dur ceea ce spun acum, dar asta e realitatea. Noi nu mai suntem oameni raționali într-o generație rațională, ci vrem doar să atragem atenția asupra noastră. Nu ești și tu tentat? Dacă ești, învață de la Daniel. De ce v-am spus lucrul acesta? E bine, pentru că atunci Daniel i-a spus împăratului visul. Și am prezentat o secvență grafică în care să vedeți împreună cu mine exact ce ar fi putut să vadă Nebucadnețar. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stăteai în picioare înaintea lui și înfățișarea lui era extraordinară. Un chip impunător. Capul acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele lui erau de argint. Pântecele și coapsele lui erau de aramă, fluierele picioarelor erau de fier, dar când te uitai mai jos, picioarele lui, labele picioarelor lui, erau parte de fier și parte de lut. Un element impunător care surprinde nu doar prin acuratețea detaliilor pe care Daniel a reușit să le captureze, pentru că ar fi putut să spună: împărate, erai pe câmp și te uitai la cer. Îi spune niște elemente de detaliu fantastice, care veți vedea că sunt într-atât de tâlcuite, încât Dumnezeu vrea nu doar să transmită un mesaj, dar vrea să-și arate și splendoarea lui prin faptul că pune totul într-o rânduială atât de perfectă, șocant de mare. Dar, haideți să ne uităm în continuare la ceea ce ne interesează pe noi. Împărate, tu te uitai la el și în momentul în care te uitai la el, s-a deslipit o piatră. Fără ajutorul vreunei mâini, o piatră care a căzut și a izbit picioarele acelea de fier și de lut la labele picioarelor și chipul acela s-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat și împreună cu el totul s-a făcut ca pleava din arie vara.
le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele, dar piatra aceea s-a făcut mare cât un munte care a umplut tot pământul. Am vrut să vedeți aceste imagini grafice pentru că cumva ele vă vor ajuta să înțelegeți cam ce a fost atunci, ce a fost acolo. De ce? Pentru că ceea ce a văzut împăratul Nebucadnețar ne privește pe noi pe toți. Iată visul, a zis Daniel. Iată-i și interpretarea și tâlcuirea pe care o vrea împăratul. Tu, împărate, și de asemenea vă rog să vă uitați, pentru că de aici înainte ne va interesa ceea ce interesează de fapt pe toată lumea, tu, împărate, ești împăratul împăraților, pentru că Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Tu ești capul de aur. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. Și dacă vă uitați în istorie, vom reveni la acest aspect în Daniel capitolul 7, versetul 4, veți înțelege că Babilonul a fost, în ceea ce spun toți istoricii, capul de aur al istoriei, cel mai bogat, cel mai influent, vis-a-vis de proporția numărului populației la vremea respectivă, a influențelor armate sau tehnologice. Nu uitați, matematica de astăzi este datoare sistemului babilonian, sistemul sextazecimal. Faptul că aveți 60 de minute într-o oră și nu 70 de minute, adică modul în care se numără aceste lucruri în baza 6 se datorează babilonienilor, ei l-au inventat. Faptul că aveți 60 de secunde într-un minut, 360 de grade într-un cerc. Toate acestea se datorează sistemului babilonian. Geometria babiloniană este cea care a pus, este fundația pentru ceea ce urmează să fie geometria euclidiană și toate celelalte elemente care vin mai târziu. Așadar, fizica modernă, fizica cuantică, matematica avansată, toate sunt datoare cumva sistemului babilonian de calcul, sistemul astronomic. Desigur, printre ei erau și multe filozofii din acestea extrem de corupte, colorate din punct de vedere spiritual. Pagubă că unele dintre ele sunt în biserică și astăzi și o să ajungem să le vorbim. Dar el era capul de aur, Nebucadnețar. Nu se oprește însă istoria aici. După tine, împărate, revenim la imaginea noastră, după tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul, dar după cum fierul sfărâmă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele amestecate și degetele lor, degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și pământul și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, în tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca și ei prin legătură omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dacă vă uitați pe această imagine, vedeți succesiunea influenței acestor imperii. Aceasta este vremea neamurilor, care a început cu capul de aur al Babilonului, cu Nebucadnețar, și se va sfârși cu împărăția celui de-al doilea Nimrod, se numește Anticrist, al cărui imperiu, parte din lut și parte din fier, va fi la putere până în momentul în care, după bătălia de la Magheda, Dumnezeu își va pune
scaunul de domnie pe acest pământ. Aveți în față așadar perspectiva vremii neamurilor. Totul a început prin Babilon și ați văzut descrierea pe care Daniel o face în mod anticipat. Tu ești împărate capul de aur, el ți-a dat toată puterea, toată influența, după tine însă se va ridica o împărăție mai neînsemnată decât a ta. Ceea ce s-a și întâmplat. În anul 539, înaintea erei noastre, Cir Medul, în istorie se numește Imperiul Persan, mai clar este Imperiul Medo-Persan, pentru că Cir este fiul unui tată med și unei mame persane și el a reușit să unească sub el cele două popoare, cele două împărății, a mezilor și a perșilor. Și prin ei a reușit să câștige toată lumea cunoscută de atunci. A fost cel mai mare imperiu al vremurilor. Avem apoi în anul 331, înaintea erei noastre, intrarea în scenă a Imperiului Grecilor prin Alexandru Macedon, care până la împlinirea vârstei de 29 de ani a câștigat tot ceea ce se putea câștiga în lume. A câștigat Imperiul Mezilor și al Perșilor și a ajuns să se extindă până aproape de India de astăzi. Apoi, în anul 168, începe dominația Imperiului Roman, care spre deosebire de toate celelalte dinaintea noastră, a fost un imperiu care nu a fost interesat să prezerveze, să conserve, să păstreze nici elementele de religie, nici elementele de cultură, ci pur și simplu a fost interesat să distrugă. Ei și-au făcut, practic, toată, aș spune eu, imaginea aceasta a unor cuceritori, dar și distrugători în același timp. Și-au luat mândria din toate acestea. Iar ultimul dintre imperii este cel al fierului amestecat cu lutul, un imperiu interesant și e un element aici de finețe. Roma nu a fost cucerită de nimeni niciodată. În anul 476, ea s-a dizolvat aparent sub propria greutate și toate celelalte părți componente ale ei au avut rândul lor la tron. Francezii au avut momentul lor de influență, spanioli au avut momentul lor, germanii au avut momentul lor, urmând apoi să se reînființeze sub statutul de Uniune Europeană, exact pe bazele fostului Imperiu Roman, care va dura până când va veni Anticrist. Interesant, și putem să luăm această imagine de pe ecran, este foarte interesant lucrul acesta, și anume faptul că în momentul în care Anticrist va veni, el va avea la dispoziție doar 10 dintre state. Ați văzut că în linia profetică de aici avem două labe ale picioarelor și ne se și spune, după cum ai văzut picioarele și mai ales degetele lor, parte de lut și parte de olar, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Interesant că mulți scapă din vedere faptul că Imperiul Roman a fost în două brațe. Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Roman de apus. Imperiul Roman de răsărit, numit și Bizanț sau Constantinopol, a trăit sau a funcționat cu mai bine de 1000 de ani peste cel de apus. Iar cele 10 degete reprezintă așadar 10 împărați care vor fi, și veți vedea în elementele profetice, vor fi în putere în momentul în care va veni Anticrist. Dintre ei, Anticrist va smulge, va da la o parte, va înfrânge pe 3 dintre ei și vor rămâne așadar 7+1. El însuși în fruntea a 7 alți, a unei confederații de 7 state. Așadar, în vremea în care Anticrist va veni, Uniunea Europeană va fi dizolvată, pentru că din punct de vedere constituțional și al decretului de înființare, a actului constitutiv, ea nu poate să funcționeze ca un stat federal. Ea nu poate să aibă un președinte care să decidă precum în Statele Unite ale Americii. Pentru ca Uniunea Europeană să fie imperiul lui Anticrist, ea va trebui dizolvată. Și interesant este că Biblia ne spune că în momentul acela vor fi în funcțiune 10 puteri ale lumii, 10 state puternice ale Europei, o confederație a 10 state, 3 vor fi date la o parte. Aviz constituenților Uniunii Europene de astăzi și mai ales celor mai 3 slabe state dintre ele.
pentru că acestea trei vor rămâne până la sfârșit și ele trei vor fi date la o parte, pentru ca de acolo să vină Anticrist. Interesant este însă să mergem mai departe. Modul în care Dumnezeu aranjează aceste elemente vă arată exact proporția pe care în luptă și în economie, în filozofie, în artă au fost lăsate istoriei. Priviți, vă rog, la imaginea următoare. Revenind la ceea ce ne interesa pe noi. Aurul are o gravitație specifică de 19,3. Ce înseamnă asta? Că un metru cub de aur are 19,3 tone. Este foarte dens, foarte bogat. Sunt doar câteva elemente chimice mai dense decât aurul. Platina, tungstenul, de exemplu, ați văzut, cu care voi folosiți la aparatele acelea de sudură, este undeva în jurul aceleași valori. Argintul are o gravitație specifică de 10,49. Adică un metru cub de argint are doar 10,4 tone, vedeți, aproape la jumătate. Și într-adevăr, nu la întâmplare Dumnezeu a zis, va fi mai neînsemnată decât a ta. Bronzul are doar 8,7. Fierul are 7,85 și fierul amestecat cu lutul este practic ceea ce rămâne ca și, spun unii dintre specialiști, ca și, aș spune, material de uzură folosit în topitorie, acel fier topit care se împroașcă peste, la topire, se împroașcă peste pământ, peste nisip, dar nu se pot împreuna, are o gravitație specifică foarte mică. Un metru cub are undeva în jur de 2 tone. De aproape 10 ori mai slab decât aurul. Ceea ce înseamnă că, privind la aceste elemente, ordonate într-o ordine perfectă a valorii culturale, a valorii informaționale, a valorii militare, a influenței pe care au avut-o, este exact aceeași. Babilonul a fost cel mai influent stat al lumii. De atunci ni se trag și acum în religie toate aceste deformări. V-am spus că matematica și filozofia le urmează. Spiritualitatea urmează structura aceea. Bogăția și influența pe care au avut atunci a fost fascinantă. E bine, toate acestea s-au împărțit și în momentul în care vom ajunge să studiem grecii, veți vedea că în ceea ce îi privește pe ei, poate că voi v-ați întrebat de ce ei nu sunt atât de importanți precum celălalt. Este pentru că Macedon a murit la o vârstă foarte fragedă. N-a apucat să împlinească vârsta pe care cei mai mulți dintre voi o aveți aici. Și atunci, imperiul lui a fost împărțit în 4 părți. Cei 4 generali ai săi, Cassander, Lysimachus, Seleucus și Ptolemeu, au împărțit imperiul Macedoniei de atunci în 4 mari părți. Cassander și Lysimachus au fost în zona aceasta de nord. Cassander a fost până în zona Bulgariei de astăzi, Bulgaria și cumva Serbia, Croația, fosta Iugoslavie. Lysimachus a fost toată zona aceasta de sub Bulgaria, Iugoslavia, până în zona nordului Africii. Apoi avem cei doi mari jucători, Ptolemeu, care vine din zona africană, se mai numește și împăratul din sud, și Seleucus, care are cea mai mare parte a imperiului, fost imperiul grec și persan, care ocupa zona Iranului, Irakului, toată zona aceasta a Caldeei. El se numește împăratul din nord. Interesant este că atunci când veți ajunge în Daniel capitolul 11, veți vedea vorbindu-se despre împăratul din nord și împăratul din sud. Este vorba, în fapt, despre două dinastii care sunt acolo întinse pe o perioadă de 400 de ani. Adesea ați auzit vorbindu-se în teologie sau în prezentările biblice despre cei 400 de ani de tăcere.
Dumnezeu n-a tăcut între testamente, Dumnezeu ne-a spus în avans tot ce se va întâmpla. Și dacă vă uitați în Daniel capitolul 11, prin filtrul acesta al celor două dinastii, sunt atât de precise încât cercetătorii au spus că este imposibil ca aceasta să fi fost scrisă înainte. Atât de multe detalii sunt cu privire la cele două dinastii și modul în care ele au funcționat. Și totuși, Biblia, care conține și Cartea Daniel, a fost tradusă înainte de intrarea în scenă a acestor două dinastii. Vezi cazul Septuagintei, pentru că Septuaginta a fost negru pe alb, scrisă cu mult înainte. Așadar, cei 400 de ani de tăcere ne-au fost scriși în avans, îi găsiți în Daniel capitolul 11. Vom discuta însă despre toate aceste lucruri atunci când va veni timpul. Miercuri vom avea un element de curiozitate. Pentru că ați văzut că aici sunt câteva elemente cheie, legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul. Miercuri vom vorbi despre unul dintre cele mai fascinante capitole ale Bibliei, capitolul 6 din Geneza. Vom vorbi despre cine sunt hagiborimii, cine sunt nefilimii. Miercuri vom vorbi despre Beneiha Elohim, fiii Dumnezeirii, și Benot Adam, fiicele lui Adam. Veți vedea de ce este imposibil această teorie pe care Augustin a promovat-o cu îndrăgire, și anume linia lui Set. N-are nicio relevanță în originalul, în limba de origine. Veți vedea diferențe și veți vedea că acolo s-au întâmplat lucruri care ar trebui să ne pună pe gânduri. Lucruri care, din nefericire, se vor întâmpla din nou în generația voastră, pe care Domnul Iisus Hristos a caracterizat-o ca fiind generația care va avea parte de exact aceleași elemente și spirituale și de transformare biogenetică precum cele din zilele Sodomei și Gomorei, cele din zilele potopului. Vom vorbi însă miercuri mai mult despre aceste lucruri. De ce fierul nu se poate amesteca cu lutul și ce imperiu va avea în față Anticrist în momentul în care va veni. Revin însă la versetul 44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Această împărăție este practic piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfărâmat fierul, arama, lotul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Am încheiat citatul. Vedeți așadar un vis cât o istorie. Ni se prezintă în detaliu ce se va întâmpla de aici înainte până la sfârșitul istoriei. Istorie pe care voi o trăiți sub ochii voștri în acest moment. Ați auzit probabil de premileniști, amileniști și postmileniști. Premileniu sau teologia premilenistă înseamnă că noi suntem înainte, în momentul acesta, înainte de începerea mileniului. Sunt și oameni care spun că suntem în timpul mileniului, doar că au trecut mai bine de 1000 de ani de când s-au întâmplat lucrurile, de când Domnul Iisus a fost pe pământ. Ar însemna că lanțul cu care a fost legat Satan a fost un pic cam lung, pentru că noi știm că în timpul mileniului el va fi arestat. Practic, această filozofie aproape că a dispărut. A postmileniștilor sau a mileniștilor? De ce însă considerăm că suntem în perioada premilenială? Înainte de toate, priviți modul în care această piatră devine lucrarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. O face dintr-o dată. Nu este vorba despre biserică aici, cum încearcă unii să insinueze. Pentru că biserica nu s-a transformat dintr-o dată într-o entitate care a umplut pământul. Ea încă este în expansiune și expansiunea nu este chiar atât de mare. Noi încă n-am ajuns la marginile pământului. 2. Domnul Iisus Hristos n-a distrus Imperiul Roman când a venit. Ba din contră,
ne-a spus că n-a venit să distrugă Imperiul Roman. Evreii credeau asta despre el. El a venit doar ca să pună bazele culturii împărăției sale. Înainte de a merge mai departe, vă atrag atenția faptului că în timpul Imperiului Roman au fost 10 împărați, 10 imperii, 10 națiuni, care să fie conlucrătoare, conform Daniel 7 și Apocalipsa, la proiecția Anticristului. Mai mult decât atât, noi știm că Domnul Iisus Hristos este într-adevăr piatra din capul unghiului. Noi știm că Domnul Iisus Hristos este într-adevăr piatra pe care au lepădat-o, pe care au lepădat-o zidarii, piatra de poticnire, 1 Petru 2,8, Efeseni 2,20. Dar, când Domnul Iisus Hristos va veni, va reveni, El va pune pe toți sub picioarele sale. Deocamdată vedeți că omenirea nu este acolo. Înțelegeți? Nu suntem în timpul mileniului sau după mileniu. Încă n-am ajuns acolo. Mai mult decât atât, biserica nu este un regat, nu este un imperiu. Când va veni însă mileniul, ea va fi. Noi vom domni, vom avea autoritate de domnie peste întreg pământul. Vom fi împreună cu Domnul Iisus Hristos în slujbă. De ce v-am spus aceste lucruri? Pentru că de miercuri înainte și duminica viitoare vom începe să intrăm în niște elemente pe care trebuie să le știți. Încă suntem în primele 6-7 capitole unde vorbim puțin despre partea istorică, frumos narrativă. Când vom ajunge însă la profeție, bine să le știți pe toate. Închei citirea prin concluzia lui Nebucadnețar. Versetul 46. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel. Și a poruncit să îi se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru, adaug eu aici al evreilor, este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. El descoperă tainele, fiindcă tu ai putut să descoperi tainele acestea. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus pe drept cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Versetul 49, vă rog să-l notați, pentru că este momentul în care Daniel devine ceea ce se numește Rab Magui, împăratul sau prințul sau conducătorul magilor. De ce este important? Pentru că magii, așa cum v-am spus data trecută, sunt o linie ereditară de preoți. Ei nu puteau să aibă decât pe cineva din familia lor. E bine, Daniel ajunge în momentul acesta să fie șeful lor. Drept dovadă, este cel care le va explica magilor că peste ceva vreme va veni Mesia. Le-a spus ziua când va veni. De aceea magii s-au dus să-l caute pe Mesia. Ei au știut că vine. Ei și-au calculat și aveau calendarul precis. De aceea Domnul Iisus, când a intrat în Ierusalim, i-a certat pe evrei și le-a spus: voi n-ați cunoscut ziua cercetării voastre, de aceea vă voi ascunde de aici toate lucrurile, pentru că n-ați căutat să cercetați. Magii au știut și voi nu. De unde au știut magii? Pentru că Daniel a fost șeful lor pentru aproape 60 de ani. Unii spun 70 de ani. A fost șeful lor. Daniel a rugat atunci pe împărat să dea grijă ținuturilor treburilor Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Ați văzut că aici deja s-a schimbat narativul, nu mai este Hanania, Mișael și Azaria. Asta pentru că ce v-am citit până acum a fost scris în limba aramaică, în limba de circulație de atunci. Vedeți că numele dintr-o dată s-au schimbat și dacă vă aduceți aminte, când Daniel a fost chemat de împărat, îi spune că atunci s-a înfățișat, versetul 26, împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar. Practic i s-a adresat: Beltșațare, pentru ce ai venit? Pentru că aici avem de-a face cu o scriere în limba caldeană. Așa se încheie, practic, capitolul 2 pe care l-am avut pentru voi astăzi. Este povestea extraordinară a unui copil care a știut să fie curajos la momentul potrivit, care nu s-a fudulit, n-a găsit ca un lucru de apucat că este un prinț, că este de viță nobilă, că Dumnezeu i-a descoperit anumite lucruri, a știut să-L pune pe Dumnezeu înainte, nu s-a împăunat,
Nu a făcut pâr-pâr-pâr cu motocicleta lui, ați văzut cum au trecut pe aici paradele acestea? Apropo, să știți că aveți dreptul să chemați forțele de ordine pentru că nu au voie să facă așa ceva, mai ales că vin din comunitatea LGBT. Ei știu că aici este o biserică și încearcă să tulbure liniștea publică, dar să fiți mai înțelepți ca ei. Echipa de ordine, chemați poliția, că îi și punem să plătească și să contribuie la reconstrucție. Și așa ni s-au ars microfoanele și trebuie să mai plătească cineva și pentru ele. Și atunci o să cerem de la aceștia care ne tulbură liniștea. În Marea Britanie, apropo, să știți că, ca un anunț, cine tulbură liniștea publică în timpul slujbei poate să fie condamnat la închisoare. Și vom cere ca dacă ei vor vrea să scape de închisoare, care vor fi prinși că au făcut tulburarea, să plătească daunele pentru tot ceea ce... Uite, s-au stricat microfoanele. Ziceți că sunt dur, probabil? Nu. Nu sunt dur. Așa trebuiesc, pentru că altfel nu putem să ne ascundem după coadă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Sper că luați parte cu mine la această învățătura cunoștințelor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Tată, îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi și pentru că Tu ne-ai binecuvântat. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat putere să duc până la sfârșit această lecție grea, mai ales că atât de mult au dat ercoale de jur împrejurul nostru forțele răului. Dar cu Tine, Doamne, am biruit. Îți mulțumim pentru că ne iubești și pentru că prin Tine, iată, suntem biruitori. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunteți minunați, sunt onorat să fiu cu voi, sunt fericit pentru că învățăm împreună cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor acelora care ne binecuvântați, care ne sprijiniți. Vă mulțumesc tuturor acelora care ne sprijiniți financiar și care faceți posibile toate aceste transmisiuni. Celor care sprijiniți proiectul Genesis, biserica noastră, care faceți ca totul să crească și să înflorească. Avem nevoie de o generație cultă, de o generație învățată, pentru că eu cred că ne-am cam săturat de zbârnitori pe motociclete care nu mai știu cum să-și potolească hormonii. Din nefericire, și ei vor îmbătrâni la un moment dat și când vor realiza că au stricat mai mult decât să clădească, vor veni tot la noi să-i ajutăm să-și înnece amarul, pentru că își vor fi dat seama atunci că n-au făcut bine. O să-i primim și pe ei cu brațele deschise. Dar voi să nu fiți așa. E mai bine să faceți rod acum cât puteți. Până când, zice Biblia, nu o să se strice roata de la fântână. Nu o să vă lase genunchii, nu o să vă lase mâinile. Faceți rod. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți cu noi, așadar. Nu uitați, peste doar 2 săptămâni, pe această scenă, vor fi 3 evrei care vor vorbi despre modul în care Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Exact în cartea pe care voi o studiați. Modul în care acum, când se apropie de încheiere vremea neamurilor, Israel să renască din propria ei cenușă. 14 mai, după calendarul gregorian, 1948. După calendarul evreiesc, s-au împlinit acum o săptămână și un pic. Pe calendarul gregorian, în 2 săptămâni, 14 mai, 75 de ani de promisiuni împlinite. Vor fi pe aceeași scenă fratele Amir Țarfati, prietenul nostru, fratele Baruch Corman, prietenul nostru și subsemnatul. O să-i las pe ei să-și spună punctul de vedere, eu o să-mi-l spun pe-al meu. Vom vorbi despre lucrurile care ne fac mândri că suntem evrei, vă fac mândri pe voi că iubiți poporul evreu. Nu uitați însă, pe data de 21, repet, 21, de data aceasta, peste o săptămână după conferința de aici, Vocea Creștinilor, prietenii noștri, organizează la Cluj conferința Esența Pre-tribulaționismului. Acolo sunt 2 invitați, doctorul Lazar Gog și subsemnatul. Voi merge acolo în calitate de invitat și am onoarea aceasta să vorbesc despre o temă dragă mie. Vom spune tuturor de ce eu și prietenul meu, Lazar Gog, credem în pretribulaționism, adică răpirea bisericii înainte de necazul cel mare. Care sunt argumentele biblice? Poate că nu sunteți toți de acord cu noi. Veniți să vedeți ce puncte de vedere avem. Și dacă noi ne vom înșela în punctele noastre de vedere, nu veți pierde nimic.
veți fi mai credincioși, de fapt. Pentru că veți trăi cu, în suflet cu iminența răpirii și vă va ține mai treji. Dacă nu ne vom înșela însă, veți ajunge să ne mulțumiți. Pentru că v-am ținut pregătiți pentru venire. Fiți alături de noi. Să știți că nu va fi transmisă nici live, nici nu se va înregistra. Vrem să fim echidistanți pentru toată lumea. Am înțeles că organizatorii au planificat să fim într-un sistem un pic mai performant decât am fost la Arad, și anume să avem mult mai multe întrebări și discuții în sală cu participanții care vor interacționa cu noi în mod direct. Asta înseamnă că nu va fi înregistrată, ca să fim fair play pentru cei care vor veni. Este în sistem seminar, școală, adică oamenii aceștia vor veni ca să învețe. Așa că nu va fi nici live, repet, nu va fi nici înregistrată și retransmisă ulterior. Pentru toți aceia care vreți să veniți, este singura șansă să putem să fim împreună. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe organizatori. Vă aștept pe toți să mă bucur împreună cu voi la Cluj. Va fi un deliciu de conferință, să știți. N-am avut până acum nicio întâlnire unde să îl am partener de discuții pe Lazar Gog, prietenul meu, și să nu fi fost ceva fantastic. Este un om atât de bine pregătit și de o eleganță covârșitoare. Sunt ferm convins că vă veți bucura și de unul și de celălalt, dar mai ales de Dumnezeu. Mi se spune că în data de sâmbătă, 13 mai, toate locurile sunt rezervate aici la Genesis. Și nu se pot aloca locuri suplimentare. Vă rugăm frumos să ne înțelegeți. Trimiteți-ne e-mail și dacă cumva cineva își anulează locul, vi le vom da vouă celor care sunteți pe listă. Mai sunt câteva locuri pentru duminică. Înregistrați-vă pentru duminică. Căutați să ne aduceți copii sub 16 ani, pentru că vrem să oferim acel loc unei persoane care chiar vrea să învețe ceva. Pe cât se poate, pe cât se poate. Iată câteva întrebări de la voi. Dacă sunt din sală, vă rog, luați microfonul de aici. Avem, ați văzut, probleme cu microfonul. Dacă sunteți dispuși, ajutați-ne și pe noi să ne refacem tehnologia. Ceva în ultimul timp, pe plan spiritual, atacă furibund. Dar noi știm că atunci când valurile lovesc, înseamnă că s-au înfuriat pentru că avem o barcă frumoasă. Vorbesc aici despre lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu are o lucrare frumoasă prin Genesis, sunt fericit de numai. Și îl invit pe cel rău să lovească cât o vrea, că știu că Domnul e de partea noastră. Și dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Israel acum! N-ar fi înghițit de vii! Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Genesis acum! Dacă Domnul e pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Pace, frate Florin, am o întrebare despre Daniel. Nu știm dacă a fost sau nu căsătorit. A fost cumva famen în robia babiloniană? Nu avem nici un indiciu. Nu există niciun indiciu și ar fi doar o speculație, o pură speculație să vă spun aceste lucruri. Nu avem nicio dovadă istorică, nici măcar biblică. Desigur, mi-aș putea folosi autoritatea să vă spun vrute și nevrute ca să vă impresionez. N-am să o fac însă. Unde nu știu, unde istoria nu știe, unde cultura nu știe, n-am cum să vă completez în plus. Nu știm, nu avem niciun detaliu, ne-am hazardat să spunem altfel. O altă întrebare, pace sfântă. Totuși, remanențele din magi, care sunt printre noi și probabil și Daniel, se vor ridica la final să depună mărturie? Fratele Adrian. Sub egida complexității întrebării dumneavoastră, nu pot să spun decât convingerea mea, și anume că da, sunt ferm convins că atât magii, cât și toți cei din istorie vor veni să depună mărturie. Este principiul lui Dumnezeu. Chiar El ne spune despre El însuși că rănile pe care le are la mâini special l-a păstrat ca să vadă toți aceia care l-au străpuns. Sunt ferm convins că magii vor avea un cuvânt greu de spus în fața evreilor care nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus. Sunt ferm convins că pietrele acestea vor striga. Sunt ferm convins
că până și Bibliile voastre vor fi mărturie la proces. Pentru că Dumnezeu vă va întreba. Printre multe alte întrebări, eu nu știu care sunt. Pentru că nu sunt nici Dumnezeu și sunt doar un simplu om. Dar sunt ferm convins, în dreptul meu, că una dintre întrebările cu care vom fi întrebați noi și cu care vom fi chestionați, este cât de mult te-ai hrănit din Biblie. Cât de mult? Și cât de mult ai ascultat nonsensul oamenilor? Cât de mult ai căutat nonsensul celor pe care îi simpatizezi? Și cât de mult ți-ai hrănit mintea din Biblie? Sunt ferm convins că Dumnezeu ne va întreba asta. O altă întrebare. Pace, frate Florin, pe cine reprezintă piatra care s-a rostogolit peste chipul din visul lui Nebucadnețar, sora Lidia Asgur? Este vorba despre Domnul Iisus Hristos și ceea ce El va impune aici. Acolo este vorba despre o împărăție care va veni și care va distruge tot ce a fost rău pe acest pământ și va prelua controlul total al pământului. Este Domnul Iisus și împărăția Lui. Înainte de toate, se va manifesta sub forma unei împărății de 1000 de ani, iar apoi, pentru totdeauna, într-un cer nou și un pământ nou. Toate acestea cred că au venit și au fost explicate. Dacă sunt în sală, vă rog să-mi spuneți, să-mi faceți cunoscut, pentru că nu văd și nu aud aici. Pace ție, frate Florin, ce sunt visele? Ce sunt vedeniile? Sunt toate acestea de la Dumnezeu? Ne manipulează și satana prin vise și vedenii pentru a ne induce în eroare? Visele provin ele din imaginația noastră? Vă mulțumesc, fratele Ovidiu Bizgan. Frate Ovidiu și prieteni dragi, este scris că multe dintre visurile noastre vin din mulțimea gândurilor. Este scris. Și cele mai multe dintre visurile noastre vin din mulțimea gândurilor. Mare atenție, pentru că s-au născut în această generație specialiști în a visa și a proroci. Mare atenție! Ați văzut cu câtă precizie lucrează Daniel? El spune lucrurile cu atât de multe detalii care se împlinesc ad literam. Aviz celor care profesați această meserie de interpreți de visuri, în special în lumea penticostală, vă spun deschis, veți fi judecați dacă faceți lucrul acesta de la voi înșivă. Pentru că orice proroc fals, mincinos, va fi aruncat în foc. Plecați de la mine, a spus Domnul Iisus, pentru că nu vă recunosc. Degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, nu vă recunosc. Vorbesc despre cei care și-au făcut o profesie din a vorbi astfel de lucruri. Apropo, ați auzit oameni care prorocesc și care dintr-o dată parcă își schimbă vocea și vorbesc ca și cum sunt într-o transă? Nu vorbesc normal. Dumnezeu când vorbește cu tine nu trebuie să vorbească sacadat. Așa vorbește Domnul, poporule care. Cu astfel de oameni când stai de vorbă, nu o spun într-un mod peiorativ, nu o spun într-un mod de a arăta cu degetul, vă spun ca să vă fac atenți. Voi care profesați astfel de lucruri, veți plăti înaintea lui Dumnezeu. Suntem în generația care va plăti în judecată. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă că noi anulăm prorocia. Prorocia este reală, este darul lui Dumnezeu, este prin Duhul Sfânt. Dar vorbim despre prorociile reale. Sub nicio formă, un om care are în el pe Duhul Sfânt nu este ca un om teleghidat, care își transformă vocea, care își transformă mintea, care își transformă dintr-o dată ca și cum este ieșit de sub control. Sub nicio formă, nu aveți nicio dovadă în Biblie. Lucrurile acestea știți cine le fac? Necromancerii, cititorii sau vorbitorii cu morții. Vrăjitoarea din Endor asta făcea, intra sub posesiunea unui duh. Tocmai prin asta este diferențiat un om care este sub influența Duhului Sfânt și un om care este sub influența unui spirit demonic.
Spiritul demonic preia controlul asupra trupului și minții tale, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți lasă liberul arbitru. Peste tot pe unde veți găsi lucrurile acestea, toți cer ca rațiunea să rămână întreagă. Așa spune Biblia. Îmi pare rău, mai ales de voi, aceia care faceți lucrurile acestea, roadele voastre vă dau de gol. Știți cum îi veți vedea? Priviți comentariile acum cum vor răspunde. Cu blândețea Duhului sau cu furia celui rău? Cercetați-i după rod. Sper că v-am răspuns, frate Bizgan. Sunt și vise profetice, doar că puțin le au. Pentru că Dumnezeu nu vorbește tuturor celor care vor să iese în evidență. Daniel n-a vrut să iese în evidență, din contră. El i-a dat lui Dumnezeu întâietate. Sunt mulți dintre noi care vor să aibă visuri ca să fie bine văzuți în biserici. Uite ce bine e prorocul, uite ce proroc. Am auzit un lucru care, într-un fel, mi-a mâhnit sufletul, ca să nu spun că m-a oripilat. Că sunt biserici unde e o instituție. Prorocul este o instituție atât de bine văzut încât nimeni nu se apropie de el. Este o urăciune aceasta. Că nu-i nimeni mai presus de nimeni. Suntem toți egali. Dar uitați-vă după roadele lor. Nici măcar lumea nu-i ascultă. Și când îi vedeți că au 10.000 de vizualizări, să știți că nu o fac oamenii pentru că sunt curioși. Au de cine râde. Au de cine își bate joc. Dacă vă ispitește vedetismul acesta, apoi să țineți minte ce v-am spus. Când se vor uita la voi, nu se uită pentru că sunteți niște valori, ci tocmai pentru că sunteți buni de comedie, mulți. Credeți că sunt dur în ce am zis? Este scris. Este scris că locul mincinoșilor este în iazul cu foc. De unde știm când este un adevăr sau o minciună? Domnul Iisus ne-a învățat, uitați-vă după roadele lor. După roadele lor. Niciodată nu poți face mai mult decât este scris în Biblie. Niciodată nu poți fi mai presus de Biblie. Înțelegeți voi ce vă spun? O altă întrebare. Babilonul reprezintă încercarea oamenilor de a se descurca fără Dumnezeu și de aceea l-a criticat pe Cir, care în chip providențial a distrus Babilonul. Potrivit Isaia 45:1, mulțumesc sora Tatiana Lucica Joldeș. Stimată soră, nu de aceea a fost distrus Babilonul. Înainte de toate, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu a hotărât ordinea. Și dacă vă uitați cu atenție, Babilonul a fost distrus pentru un motiv specific. Nu că ei voiau să se descurce fără Dumnezeu. În vremea lui Daniel, împăratul Nebucadnețar a scris un capitol din Biblie. Capitolul 4 din Biblie, Daniel capitolul 4, este scris de Nebucadnețar. Eu am convingerea că îl vom întâlni în cer. Poate că vă șochează pe mulți, poate că îl șochează chiar și pe Nebucadnețar. Dar eu am convingerea că îl vom vedea în cer. El a demonstrat o pocăință mai mare decât a multora dintre noi. Vedeți însă de ce este importantă precizia biblică și de ce noi suntem într-o generație care suferă exact de lipsa preciziei biblice, care merge după tot felul de stihii din acestea spirituale în care ni se spune când așa, când așa, lucruri care nu-și găsesc consistență. Este scris de ce a fost distrus Babilonul. Veți vedea că imediat după Nebucadnețar, după ce el trece, am zis noi, la cele veșnice, în capitolul 5,
nepotul său, numit Belșațar, îl cheamă aproape ca pe Daniel în numele caldean, dar fără T. Daniel avea numele Belt-Șațar. Pe acest nepot al lui Nebucadnețar îl cheamă Belșațar. Este fiul lui Nabonidus, căsătorit cu fiica lui Nebucadnețar. E bine, ei, acest Nabonidus, pe care, apropo, de ce vă spun lucrul acesta, este pentru că mulți oameni argumentează faptul că în cartea Daniel nu aveam repere reale, tocmai pentru că istoria nu prezintă niciun împărat numit Belșațar. Și că, de fapt, acolo am avut de face cu Nabonidus. Într-adevăr, împăratul Nabonidus era împărat în vremea aceea, dar a fost plecat din regat. Nu stătea în Babilon pentru că n-a fost interesat de domnie. Nu era ușor să fii împărat în Babilon. Erau foarte multe intrigi. Și v-am spus data trecută, unul dintre fiii lui, dintre nepoții lui Nebucadnețar, n-a domnit decât 2 luni pentru că a fost scurtat de un cap. Și atunci acest Nabonidus a plecat din imperiu, a lăsat acolo însă în locul lui pe fiul său, numit Belșațar. Acest Belșațar însă a făcut un lucru interzis. A luat din muzeul lui bunicu, numit Nebucadnețar, toate vasele din împărăția și din templul, templul evreilor și a băut din paharele acelea de punere înainte. Din toate vasele sfințite, el le-a spurcat. Și atunci Dumnezeu s-a mâniat. Înțelegeți de ce a făcut lucrul acesta? Nu pentru că e vreo fără Dumnezeu. Citiți cu atenție textul. Altfel ne vom pierde în detalii. Altfel vom ajunge și noi, precum acești oameni care în societatea noastră supra-spiritualizează orice. Și homosexualii, să știți că ei zic că sunt iubiți de Dumnezeu și că Dumnezeu le permite asta pentru că așa i-a creat și citează Ioan 3:16. Mulți îmi trântesc asta în față. Uite, zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Păi dacă Dumnezeu iubește, mă iubește și pe mine, că dragoste e necondiționată. Și răstălmăcește și întortochează, uite așa lucrurile. Zic, da, Dumnezeu vă iubește, dar să știți că va plânge când va trebui să vă reteze. Tocmai pentru că vă iubește, va plânge. Dar dreptate e dreptate, dragoste e dragoste. Dacă știi cum să le explici, să știți că le vei închide gura. He, sunt în generația noastră astfel de oameni care supra-spiritualizează scoțând din context. Nu este chiar așa cum este în întrebare, adică oamenii, e mult prea general. De aceea vă spun, Babilonul a fost cucerit pentru un motiv specific, și anume pentru că acest Belșațar și-a permis să se îmbete cu paharele lui Dumnezeu, paharele care erau pentru punerea înainte. Astfel încât Dumnezeu i-a lăsat pe perși să treacă pe suporțile Babilonului. Veți vedea, în dățile viitoare au secat râul. Vă spun dinainte acum. Este scris în profeție, el care dezleagă brâul împăraților. Știți ce înseamnă expresia asta, să dezlegi brâul împăraților? Sora medic, știți despre nervul vagal, nervul 10, da? Dumneavoastră știți cum e cu nervii. Știți că nervul 10 este responsabil și pentru funcția aceasta prin care noi, da? Ați auzit de generalul Nelson, amiralul Nelson? Câteodată el zicea, când se ducea la luptă, dați-mi pantalonii roșii. Jacheta, și nu știe nimeni de ce. Și atunci le-a explicat, domnule, dacă mă împușcă cineva să nu se vadă sângele, să nu-și pierdă oamenii curajul. Și la un moment dat, când a văzut toată flota că vine, a zis, dați-mi pantalonii maro. Expresia, i s-a dezlegat brâul, înseamnă că a făcut pe el de frică. Un detaliu biblic care a rămas în istorie. Belșațar, când a văzut acea mână scrind pe zid, a făcut pe el de frică. Vedeți câte detalii are, apropo, Biblia, atât de precise, care rămân întipărite în istorie, în cronicile împăraților. Și mulți dintre noi le citim, dar fără să ne dăm seama. V-am dat doar un detaliu, de aceea v-am spus, stimată soră,
Asta s-a întâmplat atunci, și anume, este un motiv pentru care Imperiul Mezilor și al Persilor a cucerit Babilonul, este pentru că ei și-au bătut joc de Dumnezeu. O altă întrebare, frate pastor Florin, fiți binecuvântat. Auzim mereu în jurul nostru să continuăm să visăm și să ne urmăm visul. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, cum să înțelegem visul corect? Și după voia lui Dumnezeu, vă prețuim, sora Surdaș, Ani Surdaș. Dumnezeu să te binecuvânteze, Ani, și pe tine și pe preiubitul tău soț, Dodo. Ei au avut grijă de mine când am fost la Arad. Să știți că sunt oameni extraordinari, oameni care au vegheat să nu-mi lipsească nimic. Să vă rugați pentru Ani și să vă rugați pentru Dodo și pentru toți ceilalți, ale căror nume nu vi le spun pentru că nu știu dacă am voie să vi le spun. Nu mi-au permis să vi le spun. Ani, dragă, și voi toți, într-adevăr, vi se spune urmați-vă visul. Pentru că trăiți în generația în care nu mai este nimeni interesat de oamenii care să aibă o direcție specifică. Pentru că o direcție specifică nu este prin urmărirea visului fiecăruia, că unii poate visează să fie, mai știu eu ce, amantul perfect, mi-a zis cineva. Eu vreau să fiu amantul perfect. Ce poți să mai spui unui astfel de om? M-am și gândit, ce să-i mai zic unui astfel de om? Nu știu, voi aveți senzația că trăim într-o lume care a intrat într-o stare de aiurenie din asta, de parcă efectiv. Eu simt că nu mai sunt de pe aici, nu mai recunosc. Mă simt ca un stingher. Sunt aiuritoare unele lucruri. Omul ăsta vrea să-și urmeze visul, să fie amantul perfect. Zic, mă băiete, vei ajunge la vârsta în care nu o să mai meargă. O să ai nevoie de baston dacă o ai ajunge până acolo. Și s-ar putea să nu te țină. Te vei trezi la minte atunci și vei regreta. Știți de unde vin ideile astea să ne urmăm visul? Ele sunt spuse în generația, au intrat în generația hip-hop, în generația hipioților, în generația rapperilor. Nu la întâmplare spun asta. Pentru că știți că acum avem și hip-hop creștin și rap creștin. Și mai știu eu ce creștin. Au fost niște elemente generaționale în care ți s-a spus că poți să faci ce vrei. Atâta vreme cât îți urmezi visul, vei fi un om fericit. Fals. Nu poți fi fericit dacă nu urmezi linia pentru care ai fost creat. S-ar putea să vrei să visezi că vrei să zbori. Nu o să-ți crească aripi. Poți însă să visezi să fii un om moral și etic. Poți să visezi să fii un om briliant în matematică, în medicină, în chimie. Asta este satisfacția. Când ceilalți vei vedea că vor începe să se simtă bine lângă tine pentru că au cu ce să se hrănească de la tine. Altfel, amantul perfect va fi doar folosit, prințule. Să știi, cele care te vor închiria, te vor lua ca pe jucărie. Dar să spun un lucru, inteligența artificială, zice-se, și am discutat cu niște ingineri, că vor înlocui pe amanții perfecți de curând. Așa că s-ar putea să rămâi și cu visul și uitându-te după covrigi și stele verzi pe pereți. Foarte bună această întrebare. Extraordinar de bună. Te felicit, Ani, pentru că ai adresat-o. Trăim într-o generație care este atât de dezavoată, atât de lipsită de sens, atât de în toate direcțiile,
Dar toți cred că își urmează visele. Păi dacă ar fi bine ce facem, n-am fi ajuns noi undeva mai sus decât suntem acum. Războaie, vești de războaie, lupte, ciumi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunteți minunați. Haideți să ne ridicăm, mi-a expirat timpul. Nu de alta, dar văd că s-au stricat și luminile acum. Frate regizor, avem atacuri spirituale, văd peste toate. Mă, că nu poți să ne strice sufletul, ne strică firele. E prea coincidență. S-a stricat microfonul, s-a stricat headset-ul meu, s-a stricat lumina acum. Doamne, ajută-ne să rămânem plini de pace și de bucurie, că nu ne răzbește pe noi cel rău. Vă mulțumesc tuturor acelora care ați fost cu mine. Sunteți fantastici. Îmi dați speranță. Întrebările voastre sunt bune. Felicitări Ani, felicitări Lidia, felicitări Tatiana, felicitări Ovidu, Adrian, Florin și toți ceilalți care ați întrebat. Fantastice. În ultimul timp, sunteți fantastici. Îmi dă speranță că nu mai trăim într-o țară care a luat o razna. Bravo. Luminați. Luminați. Tinerilor, ascultați-mă ce vă zic. Timpul meu trece. Am albit. Am încercat să alerg. Nu mă mai ajută. Am fost atlet de performanță. Mă dor genunchii deja. Îmi dau seama că mi s-a isprăvit jumătate de viață. De cam mult timp. Așa spune statistica și matematica e prea precisă ca să o contești. Cineva va trebui să-mi ia locul dacă Dumnezeu va mai îngădui viață. Pregătiți-vă, pentru că am ridicat standardul destul de sus și va trebui ca de aici înainte să creșteți de la umerii mei în sus. Căutați să nu fiți impresioniștii perfecți. Voi căuta să fiți sfinții lui Dumnezeu, să fiți oameni etici, morali. Doriți-vă să fiți oamenii care să lumineze și prin sinceritatea lor să-i vadă pe ceilalți cum vin nu la ei, ci când se vor uita la ei să-L vadă pe Dumnezeu. Doriți-vă să fiți un Daniel al lumii moderne. Doriți-vă să fiți aceia care aduc direcție și viziune. Pentru că, așa cum spunea draga noastră soră Ani, Ani Surdaș, veți auzi mereu în jurul vostru, continuați să visați. Depinde ce. Depinde ce. Dacă visați să fiți sfinții lui Dumnezeu, mai buni și mai buni și mai buni, nu va pieri speranța de pe pământ. Dacă veți vrea însă bani, mașini, motorete pe care să le ambalați, la un moment dat se vor strica. Mi-aduc aminte câte fericit eram că mi-am luat un telefon așa, cât o cărămidoaie din aia. Era cel mai luxos la vremea aceea. Avea o antenă de un metru. Îți dai seama când, dacă am fi fost toți aici cu telefoanele, ne scoteam ochii unii la alții. Mulțumim însă lui Dumnezeu că sunt atât de mici acum. Toate trec. Și motocicletele voastre. V-am spus că ai intrat necuratul și în fire. Tată, îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi. Îți mulțumesc că, indiferent de atacurile care sunt, Tu ne ții fericiți și liniștiți. Îți mulțumim pentru că faci liniște de jur împrejurul nostru și, indiferent cât de tare vor răgni lei, prin Tine biruim. Îți mulțumesc pentru toți cei de aici, pentru toți cei din mediul online, pentru cei care au adresat aceste întrebări atât de bune și clarificatoare. Binecuvântează-i și răsplătește-le. Ivarehecha Adonai ve-ishmarecha. Ya era Adonai panavelecha vihuneca, Isa Adonai panavelecha ve-yasimlecha shalom. Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. El să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. El să-și întoarcă fața către voi și să vă dea pacea. Amen.